rude ale pompierilor și localnicilor decedați, militari de la ISU și reprezentanți ai autorităților au participat la ceremonialul militar-religios organizat la locul tragediei, acolo unde au fost ridicate un monument în cinstea soldaților căzuți și troițe care amintesc de ceilalți oameni uciși în explozie. Sorin Teșcan, unul dintre cei 5 pompieri supraviețuitori ai deflagrației, aprinde în fiecare an câte o lumânare la monumentul ridicat în memoria colegilor care au murit în acea misiune. Anii s-au scurs, însă clipele groaznice nu pot fi uitate niciodată. S-au împlinit 15 ani de la tragedia care a avut loc aici la Mihăilești. Pentru mine, întrebarea ce simți de fiecare dată când vin aici, nu pot să mă exprim prin cuvinte. Este o durere care eu nu neapărat că o trăiesc numai aici, o trăiesc aproape zi de zi prin prisma serviciului. Este greu și după 15 ani și cred că după 20 de ani pentru mine va fi greu, pentru că eu știu exact ceea ce a fost 15 ani aici, ce s-a întâmplat aici. Și de fiecare dată când trec pe aici sau chiar când vin în, cum este astăzi, ziua de 24, vin cu un respect față de colegii mei care acum 15 ani au murit lângă mine. Pentru rudele pompierilor decedați, durerea este nemărginită. Ca și atunci, e și acum. De greu. Greu, dorul de el, sărbătoare nu mai e. Paști nu mai e, Crăciun nu mai e, anul nou nu mai e, nu mai e nimic, trăim așa. Fără el e greu și fratele lui și noi părinții, bolnavi, greu și ne e dor de el. Ne taie sufletul, respirația și de-abia o mai duce. De dorul lui. Este foarte greu. Au trecut 15 ani de zile care măcar atâta să facă și ei pentru să nu uite niciodată că aici au dat sufletul și au dat viața, au venit să salveze o viață și nu s-au mai întors niciodată. Este foarte greu, e fratele meu și l-am să uit niciodată asta. Explozia de la Mihăilești a fost cel mai tragic moment din istoria pompierilor buzoieni. 7 camarazi au pierit la datorie. Au trecut 15 ani de la cea mai mare tragedie înregistrată în istoria pompierilor buzoieni, pot spune. An de an suntem prezenți la Mihăilești pentru a ne face datoria, pentru a-i cinsti și a-i onora pe cei 7 eroi pompieri din rândurile noastre, care au dat dovadă de curajul și devotamentul suprem. Astăzi a fost organizată o ceremonie comemorativă la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. Totodată, toți salvatorii din întregul județ au ținut un moment de reculegere și au dat onorul celor care au dispărut în tragicul eveniment de la Mihăilești acum 15 ani. De fiecare dată când plecăm, putem spune faptul că nu ținem cont neapărat de pericolele pe care le putem întâlni la intervenție. Însă, faptul că acești colegi ai noștri au dat tot ce au putut pentru a salva, ne face și pe noi să dăm tot ce putem pentru a ne realiza intervențiile. Explozia de la Mihăilești a fost fatală și pentru 2 jurnaliști veniți să filmeze ceea ce inițial fusese un accident rutier. Reporterul Elena Popescu și cameramanul Ionuț Barbu au fost pulberați de deflagrație la scurt timp după ce au sosit în zonă. Alte 9 persoane, localnici sau cetățeni aflați în tranzit, au fost ucise de puternica explozie. 13 oameni au suferit răni grave. În dimineața zilei de 24 mai 2004, un camion încărcat
încărcat cu 20 de tone de azotat de amoniu a ieșit în decor și s-a răsturnat în afara șoselei, la câteva sute de metri de intrarea în Mihăilești, producându-se un incendiu la cabina șoferului. Explozia s-a produs la scurt timp după sosirea pompierilor, în momentul în care încercau să realizeze dispozitivul de intervenție.